cunoscut pe Albrecht și pe Matt în proiectul Enescu Reimagine în 2009. Am avut o colaborare foarte bună și o chimie între ei doi ca și muzicieni la instrumente cu coarde și, pe urmă, eu cu Matt. Enescu Reimagine a fost editat de Sunnyside Records, a câștigat o serie de premii și a trezit interes din partea promotorilor festivalelor de prestigiu și ne-au dus pe scene de la Chicago, Toronto, până la London Jazz Festival, Barcelona, Köln. În interiorul proiectului Enescu erau momente de duet între diverse instrumente, saxofon, trompetă, baterie, tabla, și erau câteva momente indicate în designul partiturilor noastre, ale mele și John Eber, pentru pian și violă. Așa mi-am dat seama că eu și Matt avem un sound destul de special împreună. Din asta a plecat duetul care a ajuns să producă un album pentru ECM Record. Albrecht Maurer a fost adăugat acestui duet, dar de fapt a devenit un ansamblu cu totul separat și cu conceptul și sound-ul propriu. O serie de concerte pe care le făceam cu Albrecht în turnele noastre europene, de fapt au dat naștere trioului Fantasm. Albumul Fantasm prezintă material din două sesiuni de înregistrări, una din 2012 live la The Loft în Köln și una de studio tot la Loft, în Köln din 2013. La București e primul concert din turneu de promovare. A fost adăugat ulterior. Mă bucur că am reușit să ajungem la București, pentru că inițial părea să nu fie posibil. După care vom continua la Bistrița, la Cluj, la Alba Iulia, la Timișoara, după care zburăm în Germania, unde avem 7 concerte. Magdeburg, Berlin, Köln, Münster. Mă bucur că în București prezentăm acest trio la Teatrul Odeon, pentru că e locul ideal pentru un asemenea grup. Mă bucur că cei de la Odeon sunt deschiși în continuare pentru a prezenta muzică care nu e neapărat cea mai accesibilă. Extrem de recunoscut sunt celor de la Ambasada Germană care ne-au sprijinit să organizăm acest concert. Și sunt o serie de eu îi numesc de fapt prieteni ai muzicii de jazz și ai proiectelor pe care le fac, de la Magic Holiday, care ne ajută întotdeauna cu problemele de travel, la Golden Tulip, care ne ajută cu problemele de lodging, și, pe urmă, toți partenerii media care sunt, nu sunt mulți, dar sunt cei care sunt autentici, pasionați de ceea ce fac. Altfel, aici nu există o companie de producție care face promovarea. Deci e ceea ce numim în America labor of love. Oamenii sunt interesați să sprijine ceva în care cred.